Jurnalistul NCN, Răzvan Dumitrescu, a afirmat că există un amănunt ce ar putea dinamita procesul președintelui PSD Liviu Dragnea. Ziaristul a subliniat că speța ar putea fi aruncată în aer în ipoteza în care Înalta Curte de Casație și Justiție ar elimina înregistrările făcute de către Serviciul Român de Informații care afectează viața privată a inculpaților. Eu aștept să văd decizia finală, pentru că în momentul de față eu am constatat că la instanță au ajuns și documentele care atestă rolul pe care l-a avut SRI în dosar când s-au predat toate probele adunate în felul ăsta, inclusiv cele culese, dar care nu făceau obiectul acestui dosar, în sensul că au fost mult mai multe înregistrări care vizează viața privată și așa mai departe. Aștept să văd ce zice instanța, pentru că în foarte multe cazuri, multe instanțe au dat cu dosarele de pământ când au constatat implicarea SRI peste un anumit nivel, a spus Răzvan Dumitrescu. Înalta Curte de Casație și Justiție a dezbătut marți ultimul termen al procesului în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția de Asistență Socială Tellerman. Sentința va fi anunțată în data de 29 mai.